bine v-am găsit la această nouă ediție a emisiunii Metope. Am doi invitați, doi prieteni alături de mine. Radu Carp, profesor de științe politice, și Sorin Ioniță. Și vom discuta pe o temă propusă de-al minte de Radu Carp, și anume tema educației civice și a culturii politice. Radu Carp propunea tema de educație civică, având în vedere, evident, felul în care se face educație civică în școli. Aș fi adus aici niște manuale de educație civică, dar eu aș extinde discuția noastră spre cultură politică, da? Și ce înțelegem prin cultură politică, cum putem avea o cultură politică de mai bună calitate, pentru că cu toții ne dăm seama că foarte multe dispute la noi în țară sunt sterile, ajung repede violente, din lipsă de argumente și din lipsă de repere, și oamenii cred tot felul de aberații neavând o cultură politică de bază, da? Ori o cultură politică cât de cât articulată e necesară pentru o viață politică pe măsură. De aceea m-am gândit să îl invităm și pe Sorin Ioniță, care e un expert în materie, are programe de educație în materie de administrație, de educație civică, și cred că avem aici o combinație ideală, zic, între un universitar și un expert care are cunoștințe aplicate pe administrație și politici publice. Așadar, o întrebare pentru amândoi. E important să avem în școli cursuri de educație civică? Întreb asta pentru că sunt cursuri opționale, nu sunt cursuri obligatorii. Iar dacă da, în ce fel credeți că ar trebui făcute acest lucru? Și vreau să mai mărturisesc un lucru. Eu în Franța n-am avut cursuri de educație civică, am terminat liceul în Franța. În schimb, făceam ceea ce noi numim educație civică la istorie sau la filozofie. Deci se pune problema dacă e necesară o materie distinctă sau dacă se poate face ce trebuie, nu? În cadrul altor materii. Da, asta ar fi întrebarea cu care aș vrea să începem. Da, în primul rând, sigur că noi facem aici o pledoarie pro domo, într-un fel, pentru că eu personal sunt de specialitate și atunci sigur că pledez să fie cât mai multă cultură politică, cât mai multă educație civică în școli și așa mai departe. Problema în România este că programa școlară este supraîncărcată, elevii de multe ori nu au timp de niciun fel de opțional, chiar dacă își manifestă preocuparea pentru un opțional sau altul, până la urmă părinții și până la urmă conducerea școlii exercită presiuni pentru a face acele materii utile. Da? Și atunci, practic, discuția despre materii opționale, cum este cultura civică, este oarecum inutilă. Deci, principala problemă este curriculumul, care este foarte încărcat, și nivelul de cunoștințe care depășește, să spun așa, capacitatea de înțelegere a elevilor. Mai este o problemă, această distinție între profilele uman și real, în sensul că se consideră că cei de la profilul uman ar trebui să facă mai mult materii de genul acesta și cei real mai puțină, deși până la 18 ani, asta e o întrebare. Adică științificii sunt mai puțin cetățeni? Sau? Nu, până la 18 ani toți votează și în România cam un sfert, să zic așa, din licee sunt de profil uman și pot să facă opționale, nu numai cultura civică, dar există, de exemplu, la liceu și un manual de drepturile minorităților, de exemplu, l-am văzut, sigur, e foarte încărcat. Eu personal n-am reușit să-l parcurg în întregime, pentru că e mai mult decât un manual, este o enciclopedie, deci nu poate fi predat la școli. Și manualul acesta de clasa 8-a, de cultură civică,
de doi autori, Dagmara Georgescu și Doina Olga Ștefănescu, care sunt foarte competente în ceea ce au scris și au încercat să aducă ilustrații, de exemplu să folosească niște caricaturi de Ion Barbu, da? Deci au făcut eforturi ca să fie inteligibil. Problema este că programa este atât de încărcată încât n-ai cum să o simplifici, să ai un manual inteligent care să poată să fie rezumat în câteva teme fundamentale. Și bănuiesc, da? E vorba de o oră pe săptămână sau ceva de genul ăsta. Da. Dar dacă ne uităm la manual, vedem că un adult, de exemplu, are nevoie de, zic eu, de 2-3 zile pentru a-l parcurge cu atenție. Da? Deci, pentru că, repet, programa este foarte încărcată. Cred că este nevoie de o abordare mult mai simplă a acestei materii, tocmai pentru faptul că elevii la această vârstă au nevoie să afle lucruri esențiale, să fie captivați, da, prin imagine, da, să vadă, de exemplu, cum anume se reflectă educația civică în imagine, în film, în teatru, în benzi desenate, în caricatură, așa cum au încercat și autorul acestui manual, da, pentru a corela ce înseamnă educația civică cu alte discipline cu care sau cu ceea ce ei văd în jurul lor, ceea ce discută în familie, da, acasă. Fiecare elev merge la un film, la un teatru, deci înțelege mai bine simbolurile astea. Cred că ar trebui să existe o corelare mai bună cu mediul în care ei efectiv trăiesc, pentru că, sigur, eu am avut experiența tristă de a face înainte de 89 o materie care se numea Constituția. Da, țin minte, cum să nu. Și era total anostă. Deci era o oră de informare politică. Am avut și informare politică. Ce se făcea la informare politică? Se citea... Nu, la noi se citea Gazeta Spotului, de exemplu. Dar fără ca profesorii să știe, eram încurajați de șeful clasei, ca zic așa, care era și membru la UTC. Spune el, la UTC dădea raportul că s-a făcut ora respectivă și nouă ne spunea... Era CSP-ul, mi se pare, cunoștințe social-politice. Da, exact. Și nouă ne spunea, puteți să faceți ce vreți. Și atunci aș spune că nu aveam internet, da, atunci. Și făceam și noi ce știam. Aveam doar mijlocul ăsta de informare pentru elevii din liceu, citeam Gazeta Spot, era vremea în care Steaua câștiga Cupa Campionilor, aveam ce să dezbatem, da? Și tot era un formalism teribil atunci, da? Sigur că ne-am îndepărtat de perioada asta, când materiile astea numai că nu erau atractive, dar știai din start că nu există nicio posibilitate de a fi atras de așa ceva. Da, și profesorul s-a perpetuat în mod paradoxal spiritul acesta, da? S-a perpetuat cumva, exact asta spun, în sensul că elevii știu foarte clar că orice altă oră, în afară de materiile la care ei dau examene la un moment dat, la sfârșitul clasei 8 sau la sfârșitul clasei 12, este o oră care poate fi negociată. Poate fi negociată cu profesorii, poate fi negociată cu dirigintele, poate fi negociată cu conducerea școlii. Și există o permanentă negociere între elevi, profesori, părinți și așa mai departe. Înainte de a-i da cuvântul lui Sorin Ionit, să facem o scurtă pauză publicitară și reluăm tema noastră imediat după aceea. Metope. Arată-i că ții la ea. Ea, adică afacerea ta. Fă-i cadou un iPhone XS ca să comunici nelimitat, rapid și eficient. Acum ai iPhone XS la 99 de euro la achiziția unui abonament Vodafone Red Infinity X5 cu 40 de euro pe lună. În plus, ai multiple beneficii nelimitate în țară și în străinătate. Oferta este dedicată exclusiv companiilor cu până la 10 angajați. Te așteptăm în magazinele Vodafone și ale partenerilor. Hai să ne bucurăm împreună de viitor. Ready, Vodafone Business. Anunț import. Foarte important. Enter. Florin Oșlobanu din Control vine la Radio Guerilla cu o nouă emisiune. Enter. Muzică experimentală, nouă, de dans, cum îi place lui. Enter. Bineînțeles că această emisiune are și un nume pe măsură. Enter. Cu Florin Oșlobanu. În fiecare miercuri de la ora 21. Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
Gherila Camp 2 intră în linie dreaptă. Prezentat de Banca Transilvania. Valentin Șerban cu Demn.ro. Matei Pușcaru cu Swanboy Music. Ionuț Țurlea cu Momsi.app. Tudor Ionuț Grigore cu Domplan AR. Andreea Babei cu Kibi Life. Cei 14 antreprenori din Gherila Camp 2 susțin în curând cea de-a doua probă eliminatorie. Au început 20. Din 28 februarie rămân în joc doar 10 antreprenori cu startup-ul în sânge. Citește-i pe gherilacamp.ro, ascultă-i în Gherila Camp cu Sorin Badea de luni până vineri de la 10 la 11. Antreprenorii de mâine se cresc azi în Gherila Camp 2. Sprijinit de HP România, Mindspace, Aqua Carpatica. Gherila Camp, unde mers Radio Gherila pentru schimbat viața în bine. Marți 4 februarie, trupa Noru Negru revine în control pentru o demonstrație live plină de diversitate stilistică. Aflat la confluența dintre pop, rock și indie folk, Noru Negru nu ne mai strică vacanța și ne invită la un concert energizant. Club Control este avanpost Radio Gherila. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Metope. Am revenit în studio alături de invitații mei, Radu Carp și Sorin Ioniță. Și acum o să-l rog pe Sorin Ioniță să răspundă la întrebările mele, că n-a apucat înainte de pauza publicitară. Da, probabil că din distinsul panel de aici sunt cel care are cea mai puțină tangență cu sistemul de educație public sau privat, pentru că nu predau sistematic și nici n-am predat. Dar ești cel mai implicat în educația civică practică. Vă spun în ce fel. Deci, cumva din afara sistemului văd una, două, trei probleme. Una este că toată lumea e de acord la modul abstract că programa e prea încărcată. Ne referim la preuniversitar. Toată lumea spune asta. Inclusiv cei implicați, cei care... Dar când ajungi, se face câte o dezbatere publică ca să vezi ce ar trebui să scoți, sfârșești cu o materie în plus. Pentru că toată lumea are câte o idee și nu mă refer la stakeholderii sau cei care au un interes în sistem, deci profesori care nu vor să piardă normele, există și genul ăsta de interes în sistem. Dar mă refer la oameni de absolut bună credință. Auzi, pe la televiziune, pe la radio, invita câte unul și ar trebui să facă și educație rutieră, și educație sexuală, și educație civică, și educație ecologică, să reciclăm. Toată lumea are idee, mica lui chestie, să fie ca subiect opțional în... și de aia ajuns aici, să știți. Și da, nu se va remedia curând chestia asta. Nu doar de aceea ar trebui regrupate în cadrul unor materii mai ample? Adică, repet, eu am făcut educație civică, asta e una educație din probleme, politică, mai la istorie și la filozofie. Sau educație sexuală am făcut, dar la biologie și eram într-o școală catolică destul de probabil conservatoare. Probabil că pentru cei ca tine, toate, sau hai să zicem 5-10% care ajung la licee, foarte bune, după universități, foarte bune. Pentru ei n-ar fi nevoie de loc de acest subiect, pentru că absorb chestia asta cumva din familia, dar nu toată lumea are această șansă și cred că pentru marea masă este important să o avem. Problema este cum o faci. Una, am exact spus, este încărcarea asta de pom de Crăciun. Toată lumea zice, da, e prea încărcat, copiii prea mult stau la școală, ceea ce e adevărat și nu vor ajunge niciodată să citească acele frumoase cărți sau să le înțeleagă. Pe de altă parte, modul cum se face, văd că nu se schimbă. Noi avem la Expert Forum niște programele, se cheamă Școala pentru Democrație, unde avem profesori din preuniversitar, deci de liceu, din România și Republica Moldova, facem grupe cu ei pentru a încerca pentru a-i convinge să predea cu metode non-formale. Și ăsta e tot un fel de limbă de lemn. Deci metode neortodoxe, jocuri, domnule. Pentru că în timp ce noi vorbim aici și vă mirați de acele cărți, din workshop-urile făcute cu elevi de liceu, senzația mea este că orizontul de atenție scade, nu mai e nici măcar 50 de minute cât este o oră, este cam 10 minute. Copiii sunt cu mobilul sub bancă, o să te duci tu să le spui, sau Radu, sau eu. Dacă nu i-ai scos de acolo, totul este în zadar și putem face cele mai minunate programe. Și atunci... trebuie să avem jocuri, trebuie să avem experiențe, trebuie să renunțăm la câte ceva, trebuie să renunțăm la ideea că le putem băga în cap academic niște chestii la nivel de liceu sau de școală generală tuturor, deci întregii cohorte de vârstă, nu se poate. Și atunci hai să fim puțin minimaliști și să vedem ce ar putea să meargă. Dar acum, niște experiențe care au fost
inventate în antichitate. Știu. Educație civică se făcea prin exerciții de retorică. E, da? La profesorul la de retorică, ba da, se făceau să argumentezi. Cine să predea chestia asta în școală? Că, nu, e esențial într-o democrație să înveți să argumentezi, să te confrunți cu celălalt, să n-ajungi la înjurături, cum se întâmplă aproape tot timpul. În peste 90% din cazuri, discuțiile noastre degenerează. Corpul didactic în România? E foarte important să deprinzi așa ceva. Și da, este. Că... Și ce propui să facem mâine? Corpul didactic în România are 300.000 de cadre. Cine vrei să predea chestia asta? Deci da. hai să fim realiști. Just, nu, asta sunt de acord, este discuția. Dar, deci tu vrei să mai băgăm și retorică. Categoric, pe lângă educație rutieră. Absolut. Perfect. Absolut, eu cred că... Și atunci programa va fi și mai încărcată și nu va face nimeni chiar nimic. Nu sunt convins de asta. Asta e dilema în care ne zbatem. Și atunci, în loc să faci o carte de educație civică sau să încerci să o faci cu ei, mai ales acolo unde nu se poate, unde îți dai seama că nu se poate, ia-i, du-te cu grupa într-un... Vrei diversitate? Fă o excursie într-o școală de periferie și pune-i să interacționeze cu ceilalți. Du-te într-o tabără de refugiați, dacă ai curaj. Și discut acele teme. Copiii prind aceste experiențe și cu ele rămân. Hai să facem niște jocuri cum am făcut noi. O altă materie care nu s-a făcut niciodată în România, se vrea să se facă acum, este educație media, alfabetizarea media sau, și mai recent, alfabetizare social media. Pentru că toți copiii sunt pe social media. Avem problema dezinformării, avem ce înțeleg ei de acolo, avem cum citești știrile, pentru că ei nu mai consumă media tradiționale, ei se vor informa de pe, și știți că generațiile se succed, generația noastră deja trecută e pe Facebook, dar ei au fost pe Instagram, s-au dus și dincolo de Instagram, acum sunt pe TikTok, pe tot felul de chestii. Dinozauri pe Facebook. Absolut, absolut. Și atunci, această chestie, această alfabetizare media și social media se poate face cu joculețe pe care ei să le joace pe mobil. Și atunci mă duc în clasă și le spun: dragi copii, acum scoateți mobilele de sub bancă. Știu că o să stați tot timpul pe ele, dar la orele precedente, nu mai e cazul să le țineți sub bancă ca la orele precedente. Asta nu se poate face la matematică, la română, la istorie, deci sunt materii care trebuie predate serios, să nu se înțeleagă altceva. Dar câteva opționale, cred că trebuie să le gândim radical diferit, pentru că altfel o să mergem înainte scrin manuale, toată lumea o să aibă idee că subiectul meu mi se pare foarte important și uite, tu ai venit cu propunerea de retorică, sigur că e foarte important, adică să înveți să vorbești. Despre asta, da, să convingi pe cineva sau să duci un argument în linii raționale, nu să atași la persoană. Și în același timp să identifici argumentele care stau în picioare. Să înveți să gândești, să înveți. Eu să argumentezi. Eu aș lăsa asta pentru nivelul de master în România. Deci tu vrei să o pui la liceu. Eu cred că trebuie început foarte de devreme. Aici să suntem. Să fii în stare să citești un text. Avem câteva grupe în momentul ăsta. Spirit critic. Probabil vreo 200 de profesori de liceu. Și vreau să spun, calitatea este foarte variabilă. Interesul. Sunt profesori excelenți de liceu pe aceste materii opționale. Sunt foarte dedicați, vor să facă lucruri noi, ca dovadă, vin la workshop-urile noastre. Vor să învețe metode noi. Îi aducem pe cei din Republica Moldova aici, ca să facă grupe împreună. Și eu cred că lucrurile se pot schimba. E foarte multă libertate pentru ei. Dacă tu le pui un conținut sau o metodă bună în mână, ca ei să o ia și să o aplice. Deci au acel spațiu pe care adică ei nu prea știu ce să facă și cu manualele alea nu merge. Plictisesc copiii. Dar dacă tu le dai ceva nou, o metodă, un conținut nou, eu iau copii pe și o aplică. Cum faceți într-un atelier? Am făcut un joc online pentru combaterea de... E un joc de rol în care copiii intră într-un spațiu protejat, nu în internet, învață să fie troli, să troleze, să facă conturi false, să manipuleze, ca să învețe care sunt mecanismele, cum tabloidizeze o știre. E teoria vaccinului. Adică dacă te vaccinezi, când vei fi tu atacat de troli și de manipulare din Est sau de la guvernul României, cum s-a întâmplat în trecut. Pentru mine, că e foarte interesant. Îmi pare rău că n-am avut un asemenea Durează o jumătate de oră. Da. E un joc online competitiv, copiii au scoruri, le place, vor să vadă cine e cel mai bun în clasă. După jumătate de oră am încheiat, le-am dat premiile și aia a fost ora de educație civică. Și s-au jucat pe mobil, nici urmă de carte, dar în spatele jocului este o teorie foarte serioasă. Jocul este disponibil online, e în limba română, dar adaptat pentru Moldova și avem și o versiune pentru grupa de vârstă 80 ani. Voi ați gândit acest joc? Nu, e făcut de o firmă foarte serioasă din Olanda.
Și noi l-am adaptat, adică sunt mulți care îl adaptează în țările Europei de Est, pentru că aici problema e adâncă. Și alte jocuri, ca să e o idee foarte interesantă cu trolii, mi se pare extrem sunt de interesant. Jocuri de a recunoaște fake news, adică știri false, sau, dar cu bătaie politică, din cele importante, conspirative, care circulă în regiunea noastră. Faci o amestecătură de false și adevărate și faci un fel de quiz, un fel de concurs cu copii. Hai să vedem cine recunoaște cel mai bine, pe alea adevărate de alea false. Iarăși, durează vreo jumătate de oră, ai mai acoperit o oră. Profesorii sunt absolut fericiți să le dai astea în brațe și astfel încât ei în semestru să nu-și bată capul cu tot felul de chestii, să se joace cu copiii, copiii să fie angajați la oră. Vă spun că nu iese nimeni din clasă și nu stă nimeni pe mobil sub bancă, nu de alta, dar mobilul e pe bancă și e obiect cu care trebuie să-ți faci ora. Cu mobilul meu s-ar putea? Sau nu, trebuie ceva conectat la internet pe care să poți naviga. Deci atâta tot. Să poți naviga, să intri pe o pagină unde se află jocul nostru, așa, care, apropo, se află la getbadnewsmoldova.com. Ce zici de asta, Radu? Eu zic că sunt metode complementare. Da, complementare. Nu trebuie excusă nici metoda tradițională, să zicem, tare, dar sigur că nu trebuie excusă nici jocurile, nici imaginile. Evident. Numai din combinația celor două, un copil, cred eu, poate să înțeleagă, sau un elev, da, un adolescent, poate să înțeleagă despre ce este vorba. Nici să mergem într-o extremă să spunem că totul este un joc și să nu aibă niciun fel de cunoștințe, nici să-i dăm cunoștințe foarte aride, cunoștințe care nu merg nicăieri. În spatele exemplu, jocului sunt cunoștințe aici. Văd, de exemplu, am fost de exemplu, la multe universități din Statele Unite, am văzut că la facultăți de drept, de exemplu, ei au săl speciale pentru moot court, dar au și săl de curs. Da? Deci designul instituțional e făcut în așa fel și arhitectural, încât să poți vedea că este vorba și de combinația între teorie și practică. Am fost, de exemplu, recent la o universitate din Wrocław, din Polonia, acolo am văzut, au o sală de simulări. Poți zice, ce simulați aici cu studenții? Aș zice, de exemplu, discutăm ce s-a discutat în 89 la masa rotundă. Unii joacă rolul solidarității, alții gean lui Jaruzelski, deci încearcă să facă în așa fel încât să fie atractiv pentru studenți. Deci, da, evident că și ei au săl de curs, au examene tradiționale și mai departe. Deci, aici cred că trebuie, și de fapt, problema esențială, după părerea mea, este că lipsește ceva. Noi copiem metodele astea pentru că spunem că au dat rezultate, dar uităm un lucru fundamental. Cum dezvoltăm libertatea de alegere a elevilor? Pentru că de multe ori elevii, datorită mediului familial în care sunt, da, și profesorii, datorită școlii în care sunt încadrați în colectiv, uită acest aspect esențial. Degeaba le punem multe opționale, joc și mai departe pe masă, când ei sunt timorați să aleagă. Am discutat, de exemplu, am făcut diferența între, să zicem așa, studenți care au avut perioada de școală, de liceu în România și studenți care au avut această perioadă în alte țări. Români, de exemplu, plecați în diaspora, care revin în România, să zicem, pentru studii universitare și toți spun că asta este diferența în momentul în care intră în contact. Cei din România au avut de unde să aleagă, dar au avut, cum să spun, oarecare temere de a alege, pe când cei care au trăit în alte țări, în alte sisteme educaționale, au fost încurajați să aleagă. Noi nu încurajăm, de fapt, să aleagă ceva. Și de asta pare că sunt prea multe opționale. Să fie autonomi. Sunt prea multe opționale. Nu sunt prea multe opționale. Sunt exact câte trebuie, după părerea mea. Dar noi trebuie să încurajăm. Vreau să dau un exemplu aici. Am o rodiță de familie care a făcut un curs absolut senzațional. Se cheamă un curs de arhitectură pentru școli. Da? Este o joacă, practic. Da? Elevii sunt duși să vadă monumente de arhitectură în orașe, petrec timp în aer liber și mai departe. Elevilor le este frică să iasă pe stradă. Părinții sunt îngroziți la ideea că ar trebui să iasă în afara mediului tradițional, în afara școlii. Spun că se pot întâmpla accidente. Deci problema e mult mai complexă decât pare. Nu e vorba doar de înlocuirea unui conținut cu altul, ci și de dezvoltarea unor abilități pe care de obicei nu le vrem dezvoltate la ele. Și care se rezumă la autonomie, în fond. Care, până la urmă, e vorba de autonomie. Facem încă o scurtă pauză publicitară și revenim pe această temă atât de importantă. Metope.
Îți consulți prea des aplicația pentru calitatea aerului? Hai să facem un București mai curat! Alege să reciclezi la birou. Solicită oferta de colectare Recicleta pentru hârtie, carton, PET și aluminiu. De la tine, materialele pleacă în cea mai prietenoasă variantă de transport pentru ca tu să ai cea mai prietenoasă amprentă față de mediu. Hai să reciclezi pe recicleta.ro. Game changer în businessul românesc, sprijinit de Telecom. Bună ziua, copii! Bună ziua! Vreți să mergem în parcul de distracții? Nu! No! Vreți să mergem la film? No! Vreți la cofetărie? No! Vreți să ascultați Playground cu Despot și Hefe? Da! Playground! Sunt Adrian Despot. Și eu sunt Hefe. Ne vedem fiecare joi de la ora 20 în Playground pe Radio Guerilla. No matter how hard you try, you can't stop us now! Păstrează-ți semnătura de mână pentru autografe. DigiSign este soluția ideală pentru celelalte documente care necesită semnătura ta. Semnătura electronică DigiSign te scutește de zeci de drumuri. Declarații, raportări, facturi, le rezolvi pe toate din confortul casei sau al biroului tău. În plus, acum poți obține semnătura electronică DigiSign pe 1, 2 sau 3 ani. Eficient, rapid și cu consum minim de resurse. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Universul entero, escucha! Miercuri 5 februarie, Robin and the Backstabbers se întorc la expirat Halele Carol cu povești proaspete din Vladivostok. Sunetul vântului care bate prin podul casei răsfoind caiete vechi, albume de familie și cărți de telefon se face auzit miercuri 5 februarie când Robin and the Backstabbers cântă la expirat. Bilete online în rețeaua iabilet.ro. Expirat Halele Carol este avantpost Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Am revenit în studio alături de invitații mei, Radu Carp și Sorin Ioniță. Sorin Ioniță ne vorbea mai devreme despre ce face împreună cu echipa sa în Expert Forum, dezvoltând pedagogii diferite, radical diferite. Se vor sesiza niște pedagogi, ne vor da în judecată că n-avem voie să facem, nu avem licență să facem chestii de-astea. Păi da, nu, suntem educaționaliști, dar lucrăm cu profesori, un fel de training. Și este extrem trainers. De important. Și profesorii sunt foarte fericiți. Dar cât de mulți profesori aveți? O grupă deodată cu care te duci undeva și stai o săptămână, că asta cam este câți? Ideea... 15-20 odată, când putem îi aducem împreună România cu Moldova, dar nu-i totdeauna special simplu. Special profesori de educație umaniste, de umanioare, pot fi de istorie, mai sunt unii de română, de limbi și străine. Și cu totul cam câți ați... Iau niște norme combinate, pentru că nu vorbim iarăși, nu ne referim da, la orașele mari. Aducem oameni de la Mizil, din toată țara, din orașele astea și acolo ia predau și franceză, și engleză, și educație civică și cum a dat Dumnezeu să-și completeze și cam norma. Câți profesori au trecut pe la voi? Să fie vreo 300, cam început asta de 2-3 ani, dar v-am zis, o parte, probabil o treime sunt din Republica Moldova, dar noi facem și urmarea după aceea, deci îi ținem în rețea și ne ducem după ei. Le mai dăm câte un grântuleț mic să mai dezvolte o activitate cu elevii. Sunt câțiva excelenți în Republica Moldova și v-ar uimi cât de motivați sunt, dar o fac ca hobby. Știți, asta e educația bună în sistemele noastre, se face ca un hobby al profesorului. Mai da, curând, ține de pasiune. Ține de pasiune, sistemul nu te ajută cu nimic, să te rogi să nu te încurce. Cam asta este regula, de să nu spună careva strâmbe și n-au prea pus strâmbe. Există acest spațiu, aceste materii civice, dirigenție, deci există ceva spațiu și ăla, dacă îl umpli cu un conținut interesant pentru copii, este un punct câștigat și noi aici suntem. Nu cred că putem schimba ceva mâine, într-un an sau doi, apăsând pe butoane sau schimbând legi, pentru că sistemul e foarte mare și nu ai asemenea profesori peste tot. Este un proiect de durată și trebuie mers pe pilot. Deci să introduci, să creezi experiențe și, pe urmă, efect de replicare, de dezirabilitate sau efect de invidie, dacă vreți. Într-o cancelarie, când ceilalți văd că unul a luat-o înainte și face niște chestii interesante și mai primește și un grant de $500 de la o fundație de undeva, e o chestie într-o zonă rurală unde alminte nu se întâmplă nimic. Da, sigur că da, da. Remarcabil. Acum, pe de altă parte, ascultându-te, mă gândeam că o foarte bună formă de educație civică este să vezi locurile unde s-a născut democrația, da? O vizită sigur că da. La Atena,
în Pnix, da, unde aveau loc adunările populare. Am avut plăcerea să merg exact, acolo. Sigur, ai făcut niște poze extraordinare acolo și mă gândeam că pe acolo au trecut și Aristide și Temistocle și Pericle. Și n-au avut așa poze bune. Și n-au avut așa poze bune. Sau s-au pierdut. Legat de Atena, aș vrea să mai introduc o chestiune, pentru că Atena Democratică e un model și în ceea ce privește educația civică. Și la ei avea mai multe aspecte. În primul rând, teatrul era o adevărată instituție politică și religioasă, dar o instituție politică, pentru că întreaga suflare civică era prezentă la concursurile de teatru ocazionate de marile Dionisii, iar tragediile sunt de fapt cursuri despre cetate, despre valorile care țin împreună cetatea. Atât, și Ödip regele și Oresteia lui Eschil și tragediile lui Euripide vorbesc despre cetate, vorbesc despre politică prin intermediul unor mituri. Iar în plus de asta, atenienii aveau o altă instituție formidabilă și anume comedia. Comedia veche grecească era o comedie politică. Aristofan face educație politică și face mișto de politicienii epocii, chiar râde de demos, râde chiar de cetățenii Atene și e o de formă demos de... în sens de cetățeni. Exact. Ah. E o formă de educație prin deriziune, prin comedie, care completează educația prin tragedie, care e o formă de educație civică gravă despre valorile care țin împreună cetatea sau despre pericolele care pasc cetatea. Asta e o formă de educație civică de o eficiență pe care nu prea văd cum o putem imita în zilele noastre, fără a mai vorbi de tot parcursul educațional al efebiei, prin care un tânăr devenea cu adevărat cetățean după un proces de, să zic așa, inițiere politică. Atâta că minus efebia era, cum s-ar numi astăzi în limba de lemn a pedagogiei, o materie pe care, de care m-am ferit totdeauna cu mult succes, era o educație continuă pentru adulți, toate celelalte, așa teatru, ceea ce există. Avem și azi, nevoie de asta. E necesar și astăzi și este unul din lucrurile atunci când suntem comparați cu țările vestice, în special cu cele nord-vestice, Olanda, Scandinavia, acolo suntem cu cifre foarte joase, pe când ei se recalifică pe tot parcursul vieții, deci e nevoie și de așa ceva. Însă, uite, ne luptăm cu faza de formare și cu educația preuniversitară, acum, de cu bază, acest sigur. Cadru ceva mai structurat, mai instituționalizat și uite că nici aici nu avem mari succes. Din potrivă de mândărăt, ați văzut ultimele PISA chestii, adică dacă ar fi un PISA și pe educație civică, nu vă imaginați că am face mai bine decât la științe și la citire. Da, Radu? Da, ce ai evocat în devenisoare foarte interesant, anume cum politica se manifestă în artă. Și în general, orice regim politic, democratic sau autoritar, au încercat să încurajeze formele astea de exprimare. Pentru că în felul ăsta au reușit sau au încercat, da, cel puțin, să încurajeze și participarea. Da? Orice democrație este interesată ca cetățenii să participe cât mai mult la vot. Și această participare la vot se poate obține și prin aceste mijloace mai puțin, mai puțin obișnuite. Din păcate, la noi, dacă ai vrea să cunoști instituțiile sau istoria, politica României sau așa mai departe, nu ai foarte multe posibilități. Mă uit, de exemplu, la filme. Am participat în decembrie la o conferință la Bruxelles organizată exact pe această chestiune, filmul politic în țările din Est. Și când am făcut panorama filmelor din România după 89, sigur am găsit vreo 10 filme care puteau fi amintite, comentate și mai departe, dar destul de puține. În general, noi nu știm cum să dozăm efectul acesta politic în artă, într-un fel, da? În ceea ce privește piesele de teatru, dacă ia o panoramă a ceea ce se întâmplă, ceea ce poate fi vizionat la ora actuală în București, de exemplu, chiar n-aș putea să dau un singur exemplu, da? Deci o piesă de teatru în care să
fie să apară și această chestiune, să zic, nu neapărat politică, dar care să țină de participare, de cetățeni, de comunitate. E o grămadă de teatru experimental pe stânga, pe extrema stângă. Deci, sunt mulți. Eu personal din nu știu dacă mă duc, dacă mă uit celebrul Macaz, cât a fost. De la Național, de la Bulanda, de la toate. Deci, Național, uitați de el. Nu, de ce să uit? Pentru că ăla e pentru mare audiență, pentru șușanele. Unde merg cetățenii, da, românii, acolo se duc, acolo sunt mii de spectatori în fiecare weekend, da? Dacă mă uit la repertoriul acestor să clizească, nu să-și pună probleme. Nu găsesc o piesă, să spun, sau un autor român care să aibă subiectul ăsta. Nu-mi dau seama de ce. Sigur că nici nu există o încurajare, dar nu există nicio intenție de a cultiva publicul în acest sens. Aici e o problemă sensibilă. Deci, cred că în momentul în care ne raportăm la politic, din păcate, cei pe care vrem să instruim și să participe la alegeri, da, să aibă un anumit comportament, să înțeleagă instituțiile, să înțeleagă drepturile și mai departe, din păcate nu au ca mijloc de socializare, de informare, nu au decât emisiunea de la televizor, care sunt foarte, la un nivel foarte de jos, dezbaterile politice, da? Sau au la îndemână rețelele sociale. Sigur că acolo există o cantitate mare de informații pe acest domeniu, dar din păcate, adică, mă rog, din fericire, nu e filtrată și atunci nu poți să știi exact care ar fi conținutul cel mai adecvat. Deci avem o problemă, zic eu, ca societate în general și nu neapărat, este o problemă care ține doar de școală, doar de materie de educație civică. Pe de altă parte, fundamentul există. Mă uit, de exemplu, în orașele mici, acolo unde sunt, de exemplu, lansări de carte sau dezbateri. Sunt foarte multe persoane interesate. Eu însumi am avut această experiență și absolut sunt convins că și voi doi ați avut aceeași experiență. Când mergi într-un oraș cu populație medie, da, nu neapărat capitală de județ, să spunem, da, mă rog, nu e asta un criteriu, sunt foarte multe persoane interesate care vin la dezbatere pe orice subiect. Uite, avem noi o dezbatere politic, pe 21 februarie între Ioan Stanomir și Cristian Preda despre conservatorism și liberalism. Ioan Stanomir va fi conservatorul asta, și Cristi Preda va fi liberalul. Asta e pe 21 februarie. Interesul pentru așa ceva? Tocmai pentru că alte forme de socializare care sunt disponibile nu sunt atractive sau nu există pur și simplu și atunci este o formă de manifestare a, să zic eu, intenției pentru un anumit gen de socializare, un anumit gen de cultură politică. E, dacă vreți, undeva este o socializare instinctuală, da? Deci oamenii au instinctul că e bine să facă asta. Și acum noi avem responsabilitatea să le oferim conținut adecvat în dezbatere respectivă. Nu e doar suficient să mergi în aceste comunități. În cazul nostru, conținutul va fi excelent. Dar vorbeai mai devreme de filme și piese de teatru. Aici, considerațiile tale m-au făcut să-mi pun mai multe întrebări. Unul este legat de repertoriu clasic. În ce măsură repertoriul clasic poate fi mobilizat, reinterpretat și așa mai departe. Mă gândesc la piese precum, mă rog, teatrul lui Shakespeare, da, care are un conținut politic extrem de important, sau marii tragici ai antichității, care evident că vorbesc despre societate, despre virtuți, despre lucruri care sunt mereu actuale. Îl avem evident pe Caragiale, care face teatru politic, nu? În Scrisoarea pierdută, în Dale Carnavalului și în Noaptea furtunoasă, e teatru politic și atunci poate fi un vector de cultură și educație politică și civică. Dar mai e o altă problemă care îmi vine în minte acum, legată de filme, că vorbeai de filme și vă întreb, ce filme v-au plăcut? Ce filme politice văzute în ultimii ani v-au plăcut în mod special? Nu știu, de la seriale, nu știu, de la House of Cards până la filme ceva mai puțin ample. Să dau un exemplu. Anul acesta e anul Beethoven, da? Este anul Beethoven, sunt 300 de ani de la moartea lui Beethoven și atunci, în general, țările care promovează tipul ăsta de cultură încearcă să se afirme, să aducă în prim plan
producții noi. Și, de exemplu, la Berlin, acum o reprezentare din singura operă pe care a scris-o Beethoven, din Fidelio, dar care are și un conținut mai politic. Adică e adusă puțin în ziua, în zilele noastre, dar nu neapărat o încărcătură extremă. Da? Regizorul respectiv a încercat să o aducă în contextul actual pentru a fi mai bine înțeles opera respectivă. Uneori tentativele astea de actualizare sunt dezastroase. Da, uneori da. Nu, se pare că din ce am citit... Mă gândesc la un Richard al treilea... Da, din ce am citit eu, ești pe bun. Cărea stil jos Dragnea și cam atât. Da. Problema este că m-am uitat, de exemplu, în repertoriul operei de la București, nu este nici măcar menționat faptul că se celebrează că avem această sărbătoare. Și atunci se merge tot pe vechiul repertoriu în ideea că, mă rog, acolo unde știm, e mult mai bine să mergem pe ceea ce știm, nu este niciun fel de intenție de a actualiza, de a aduce în prim plan ceva. Da? Și atunci, mergând din inerția asta, e, cum să spun, nu numai că e dăunătoare, dar omoară din fașă orice idee de a obișnui publicul cu reprezentanții. Da, pentru că ai vorbit de operă. Sunt compozitori de operă care au un program politic foarte amplu. Mă gândesc la Verdi. La Verdi politicul este prezent în mare parte din creațiile sale. Da? E prezent în Nabucco, în Rigoletto, în Boccanegra, da? Este o prezență a politicului extrem de importantă. Altfel se prezintă lucrurile și la Wagner și acolo există o dimensiune politică, dar mai puțin evidentă sau, mă rog, ar trebui mai complicată, mai complexă, aș spune. La Mozart, de asemenea, marile creații ale lui Handel, la fel, sunt încărcate de referințe la politică, conțin lecții despre cum ar trebui să fie un principe sau cum ar trebui să se raporteze societatea la autoritate. Da? Deci, inclusiv opera este un instrument sau era un instrument de educație politică. Erau reflexii ale perioadei respective, ale epocii respective. Shakespeare, de exemplu, da, folosea aceste subiecte istorice, dar unele care astăzi par îndepărtate, dar ele erau foarte aproape de perioada în care el scria acele piese. Da? Deci publicul care vedea acele piese la The Globe, da, era oarecum obișnuit cu, cum să spun, recepta mai bine mesajul acestor piese. Da? Trebuie să spun tema patologiei puterii, care e atât de prezentă în Shakespeare și în Richard al III-lea și în Macbeth și în King Lear și în Julius Caesar. E o temă extrem de actuală în zilele noastre. Atâta numai că unele actualizări în care e atât de străveziu că Richard al III-lea de fapt e Dragnea, mi se par niște stupizenii. Adică e o falsă actualizare, sigur, pentru că sigur. Actualitatea este în tema respectivă. E actual pentru că e o chestiune permanentă. N-are cum să nu fie actuală problema patologiei puterii sau problema tiraniei, da, sau a legitimității. Sunt mereu actuale. Nu-i nevoie să recurgi la genul ăsta de artificii subțirele. De exemplu, am văzut acea montare care eu n-am înțeles. De exemplu, Andrei Șerban, ține minte, da, când am văzut o Oedip cu minerii care apărau pe șină. Problema mi s-a părut că efectiv n-avea nicio legătură. Deci, actualizare. În schimb, Andrei Șerban a dat o trilogie fabuloasă la începutul anilor 90. Da. Actualizare a mesajului înseamnă a pune mai atent reflectorul pe un anumit personaj, de exemplu, dar nu a schimbat conținutul, da? Nu a încercat o acapărare brutală de către din partea prezentului, da? Deci aici, într-adevăr, e o chestiune foarte fină pe care un regizor, un autor greu o poate stăpâni. Deci, și cred eu că lucrul ăsta nu l-am discutat suficient în România. De fapt, nu l-am discutat deloc. Cum anume putem să facem aceste reprezentări al unor autori clasici, da? În așa fel încât să nu bruiem conținutul piesei, dar să-i dăm și un conținut care să fie adecvat capacității de înțelegere a zilor noastre. Pe da? De altă parte, tare mă tem că scrisoarea pierdută nu e actuală.
Pentru că scrisoarea pierdută e vorba de lucruri benigne. O scrisorică, un mic șantaj, niște mici abuzuri de putere. Nu e vorba de șpagă în scrisoarea pierdută. Este o, nu e vorba de corupție la scară mare. Ca să înțelegi scrisoarea pierdută, să știi de fapt ce a fost votul cezitar în România. Dacă ai iluzia că atunci era un vot universal, da? Nu ratezi întreaga piesă, da? Deci trebuie să ai o cunoaștere cât de cât a perdea, e greu de transpus, oricât ai încercat să faci, totuși, într-adevăr, e legat de contextul specific a secolului. Da, Radu, tare mă tem că îl pune, izolăm cumva pe Ioniță, care... De fapt, nu izola, cred că 99% în momentul ăsta ne-am dus complet către cultura mare, mai ales dacă vorbim de operă, mare în sens estetic și în sens de nivel. Artele performative sunt și cele mai scumpe arte la care te-ai putea gândi. Filmul s-a ieftinit. Astea sunt foarte scumpe de produs. Nu știu dacă le-aș lega neapărat de educație civică pentru într-un sens mai larg, cultură, dar, politică, da. Vedeți, tot ne ducem așa spre ce ne interesează pe noi. Normal. Dar sistemul rămâne acolo și sistemul nu suntem noi. Sistemul sunt niște oameni tineri și copii cu nevoile lor. Dar dacă ați vorbit de teatru... Dacă aș putea ajunge pe toți pe Pnix. Știu, dar le trebuie o pregătire chiar și pentru aia. Ar fi o excursie frumoasă, dar mă tem că ar sta cu ochii în Facebook. Dar ai văzut ar câți copii erau în Grecia, erau. În Italia, este impresionant să vezi câți copii sunt merg cu clasa din să toată vadă Europa. Plixul, să vadă teatrul lui Dionisos, e să vadă Acropolul. E programul școală altfel, da. Doar când din țări ceva mai bogate. Când ne-o permite, le-am face și noi. Numai că probabil trebuie pregătiți un pic copiii. Da, iată-mă că de-am întrebat. Nu. Cred că asta este problema. Mă întrebai de alte metode. O altă metodă pe care o folosim în trainingurile noastre convenționale se cheamă teatrul labirint. Teatrul labirint, nu l-am inventat noi, este o formă de a pune în scenă într-un mod minimal pentru un grup de studenți, de tineri, de elevi, o anume experiență. Acea experiență am pornit cu ea concentraționar, am făcut aici unde avem noi sediu, în zona armenească, unde stai și tu. Știu, la un minut de noi, da. Și oamenii sunt puși să înțeleagă, să vadă cum a fost, cum treci printr-o degradare a democrației. Ajungi la autoritarism cu elemente de decor, cu stalinism, cu cărți în rusă, cu capitalul de marș, cu un pic de decor și pe urmă cum se iese din nou către democrație, copilărește. Dar pentru mulți tineri asta ajută, să știți. Opera este încă foarte sus. Am început să lucrăm la un scenariu, pentru că menționai, dar n-am găsit încă susținere să-l facem. Cred că am merge foarte bine la elevi de liceu pe Julius Caesar. Pe Julius Caesar din Shakespeare, punându-le spunându-le povestea foarte simplu, cu cele două puncte, că ai două puncte de vedere, care sau cum să spun, le discutăm și astăzi. Odată Julius Caesar este erou care salva Roma și niște trădători l-au omorât și l-au trădat și la modul personal și la modul politic. De partea cealaltă, el era un tiran în pregătire și apărătorii Republicii au trebuit să scape de tiran cât mai era încă timp. Sunt două puncte de vedere foarte bine prezentate acolo, în cele două discursuri, și de acolo, dacă înscenezi un joc de roluri și întrebi pe copii când este legitim asasinatul politic, aș începe cu întrebări foarte dure și să ajungi la esența democrației, cum previi asemenea situații, cum privești lucrurile din două puncte de vedere, totul făcut pe acel scenariu, ca să fie și un decor din cultura clasică. Iar cred că filme despre asasinate politice, slavă Domnului, avem foarte multe. Ei trebuie să joace în această piesă. Sigur. Deci să faci un fel de joc activă cu totul. Și ei să joace în acest lucru și vă spun, dacă din acele celebre monologuri rămân cu 3-4 rânduri pe care le-ar putea reține, eu cred că este un mare pas înainte. Rămân cu ideea. Asta îmi place foarte mult. Rămân chiar cu marile întrebări. Caesar, da? Am pregătit, dar nu am găsit încă susținerea pentru așa ceva, avem pe cele vechi, concentraționare cu venirea stalinismului în România, am făcut în pod, pe acolo i-a încheta, era colegul Septimius cu un pistol, îi împușca, după aia ieșeau pe partea de altă, câțiva au ieșit destul de scuturați din experiența asta. Că tu mergi într-o democrație, începeau printr-un vot la urne, după care urnele se furau, te luau unul pe sus, te ducea undeva și începea să te ancheteze. De ce ai votat cum ai votat? Nu e, intelectual vorbind, nu e o mare sofisticărie, dar e o experiență și oamenii rețin experiențe, mai ales la vârstă tânără. Dacă mă întrebați ce aș face la clasă, aș face un Julius Caesar teatru pregătit 2 săptămâni cu clasa de elevi. Asta cred că ne place și nouă, Radu. Foarte mult. Dar da, nu jucată piesa, trebuie să aibă un scenariu de învățare pentru lucruri de astăzi. Sigur. Și decorul să fie cel din piesă. Și așa poate, e o șansă să le strecori ceva și din cultură.
literatura clasică. Al minteri, tu vei face ce vrei tu și le vei vorbi despre operă și o să stea pe TikTok, sub bancă, pe mobil. TikTok este o rețea chinezească nouă pe care s-au mutat-o copii, o social media, și pe care pui filmulețe, numai videouri tâmpite care se șterg după o zi. Voilà. Eu mă întreb dacă într-adevăr elevii, cum să spun, nu că, dacă, mă rog, conținutul psihologic pe care ei îl posedă e adecvat pentru înțelegerea lucrurilor. Vă spun sincer, eu am văzut... Păi și atunci le predăm Italia, Constituția de manual. Am văzut în Italia grupurile astea de elevi care merg, da, dintr-un oraș în altul, pentru a vedea diferite monumente ale renașterii, în fine... Știu, dar e școala altfel, e altceva decât ora. Erau total dezinteresați. Deci să nu ne facem iluzii că... Nu ne facem iluzii. Asta încerc să vă spun eu. Nu vă faceți iluzii. Erau la fel de gălăgioși ca și copiii din România. La fel, profesorii erau exasperați, nu știau cum să-i stăpânească. Deci, cum să spun, conținutul psihologic e oarecum universal. Și da? Atunci rămânem cu terfeloagele, cu Constituția și educația civică la clasă. Să știi, Radu, nu sunt... Da, evident, sunt copii... Diferențele nu sunt atât de mari. Sigur că nu. Oamenii sunt peste tot la fel. Diferența constă în această libertate de alegere care există în cadrul școlii, în cadrul familiei și în cadrul comunității. Nu are cine să o exercite. Mergeți la școli rurale. Problema este... Ce libertate de alegere? Problema este... Cine ce să predea? Dumnezeu, școli rurale. În școli rurale. Că aici vorbim de o problemă foarte... Un moment. Vorbim de ceva foarte important. Una e Universitatea București, alta e Liceul Industrial din Huș. Cred că nici Universitatea București nu e foarte brează. Nu. Dar evident că vorbim de medii diferite și așa cum spune totuși Sorin Ionița, are dreptate că în mediul rural sau în zone foarte sărace e o adevărată stare de, mă rog, de sinistrare. Nu, sunt oameni excelenți în cercetările didactice, dar sunt complet neasistați de sistem, nu au nicio resursă pe mână și după 2, 3, 5 ani și noi ne-am demotivat să fim acolo. Deci de ce pentru ce să te zbați? Asta este marea problemă. Noi ne putem propune aici să facem o grămadă de chestii. Vom scrie legi, vom apăsa pe butoane de la centru și dincolo nu se întâmplă nimic la capătul firului. Și eu cred și repet că este o problemă mai amplă a societății românești. Cum privim educația, cum o valorificăm, da? Pentru că dacă nu o valorificăm și spunem că de fapt profesorii de fapt sunt inutili, da? Și că de fapt elevii pot să devină autodidacți așa de la grădiniță, nu vom ajunge prea departe. Uitați-vă acum ce discută este și o discută foarte serioasă referitoare la această lege prin statutul profesorilor. Profesorii spun că este bună, elevii spun că este proastă, ea e la promulgare, dar noi nu avem o dezbatere reală. Am ratat dezbaterea asta, pentru că, de fapt, ne interesează mai mult dezbateri care ni se par că sunt mai importante, dar eu cred că dezbaterea legată de sănătate, dezbaterea legată de educație, este fundamentală pentru România. Ieri a apărut un studiu care ne spune următorul lucru. Pe plan mondial, doar un sfert dintre elevii și studenții care urmează o anumită formă de pregătire vor exercita, vor avea o meserie în domeniul respectiv. Cât la sută? Un sfert. Doar un sfert vor exercita în domeniul respectiv. În sensul că mutațiile tehnice sunt atât de mari și de rapide, se vor crea meserii noi pentru care noi nu suntem capabili să le oferim un conținut, nu știm care sunt. Și atunci, cum vorbim despre educație în momentul în care, de fapt, noi nici nu știm cui ne adresăm, pentru ce ne adresăm? Elevii, noi spunem că elevii sunt derutați. Păi, sunt derutați și adorit acestor schimbări pe care noi nu le înțelegem pe deplin. Dar asta e un argument... Nici măcar nu le acceptăm, că sunt posibile. Asta, în viziunea mea, e un argument pentru educația clasică, pentru că alea sunt lucruri care nu se schimbă exact. Și te fac capabil, deci, după aia să te adaptezi. Toată educația clasică este subsidiară, da? Ea trebuie să fie într-un raport de subsidiaritate. Deci, conținutul nou legat de educație clasică. Dar când spun clasică, nu e ce avem în România. Noi nu avem educație clasică deloc în limbajul meu. Eu vă dau un exemplu. Da. Vă dau un exemplu foarte, ca să înțeleagă toți cei care ne ascultă. Am ascultat la Viena, da, o versiune din Carmina Burana. Erau niște elevi de liceu care au cântat extraordinar. Și m-am uitat și eu la liceul ăla de muzică să văd ce materii fac elevii care au cântat foarte bine acolo. Și am aflat, spre stupoarea mea, că, de fapt,
orele de latină care le fac ei sunt de 4 ori mai multe decât în orice liceu din România, da? Și n-am văzut elevi care erau terorizați, nu am spus că nu am văzut elevi care să spună că refuză latina, că n-are nicio legătură cu liceul de muzică. Dimpotrivă, era starea de normalitate, dar noi unde am scos în Germania, de unde? În Viena. În Viena. Da? Liceul de ce e paradoxul? E o țară catolică, noi nu suntem liceul o țară de muzică, de unde se e latina la noi? Da, în ultima sută de ani am avut iluzia asta cu eu personal, eu cred că s-a făcut latina. O mare greșeală. A, nu, s-a făcut că nu, s-a eliminat latina din cu totul din este o mare greșeală. Deci după retorică să băgăm și latina înapoi, educație civică. Eu și așa simplificăm, descărcăm programa. Cred că scoaterea eliminarea totală a studiilor clasice este o crimă împotriva spiritului. Să nu mai ai catedră de latină și greacă la Universitatea Iași este o rușine pentru Universitatea Iași. Da, e universitate. Este, da, iar fapt, vorbim de liceu. Da, pentru că cei care adică trebuie un cadru ca să ai studii clasice într-o țară, trebuie să ai un cadru mai larg. Asta arată că România e o țară subdezvoltată problema cultural. Practică. Țările care se respectă au departamente de greacă, de latină. Noi pretindem că avem o legătură cu că suntem un popor vechi, avem legătură cu Imperiul Roman și nu ai cursuri de latină nicăieri. Eu practic la latină în școală n-am învățat neapărat. Dar se fac prost latină, oricum, da? Se fac atât de prost încât e degeaba. Am învățat un anumit conținut logic, un anumit stil de argumentare, da? Despre asta este vorba. Momentul în care le scoți elevilor stilul ăsta de argumentare și conținutul, cum să spun, înțelegerea unei gramatici care este, bazată pe roghiuri foarte clare, îi privesc de anumite cunoștințe și după aceea te miri că nu înțeleg ce se întâmplă. Aici aș vrea totuși să introduc o nuanțare a ceea ce am spus mai devreme. Pentru că, de fapt, problema e alta în legătură cu învățământul nostru. E vorba de monopolul curricular al ministerului. De fapt, asta e problema. Faptul că chiar și o școală privată, pentru a fi acreditată, trebuie să urmeze în proporție de 80% curricula ministerului, asta asigură monopolul curricular al ministerului. Ori ministerul e de vină pentru incultură și non-educație. Deci cei care au distrus educația sunt cei care impun chiar și celor care știu meserie să urmeze rețeta dezastrului. De fapt, ce trebuie spart e acest monopol curricular. Că unii vor să învețe latină, că alții nu vor să învețe latină, e o altă chestiune. Eu știu că ați avut experiența asta de curând și o aveți trauma cu ministerul. Este foarte adevărat. Ați fi probabil unul din puținii care ar putea desena, proiecta un sistem de liceu în care să facă ceva coerent. Problema este alta, ce fac cei 99% just care vor fi supuși presiunilor părinților să nu mai facă nimic, să se dea note. Asta e de drama României. Just. Iar tot ce a spus înainte pe fond este foarte adevărat. E tragic că s-au scos, elementele de cultură clasică. Problema practică e următoarea. Dacă noi trei ne așezăm mâine, ne pun ăștia programa de liceu, de liceu general, nu vorbim de universități sau de vârfuri sau de școli private, ne-o pun în brațe. Am căzut cu toții de acord înainte la începutul emisiunii că e foarte încărcată, stufoasă, copiii n-au timp de nimic. Întrebarea nu e ce vreți să băgați, arătați-mi ce tăiați. Deci, și ne pune creione în mână și ne arată, uite, tăiați o treime din ele și obțineți consens pe așa ceva. Asta e problema practică, în rest putem să vorbim 3 ani de aici înainte, fiecare cu ideea lui, ce ar fi frumos de adăugat, de făcut. Da, un moment, chestiunea asta pe care ai nici, avem consens. Chestiunea asta, ce scoatem? Foarte just. Dar chestiunea asta nu trebuie pusă în perspectiva a ceea ce evocam mai devreme și anume monopolul curricular al ministerului. Bun, păi, ne dă nouă monopolul și eu vă întreb, ce scoatem? Păi nu, nu vrem facem o propunere. Nu, eu cred că monopolul însuși e prost. Chiar dacă noi am stabilit... Am înțeles, un cadru tot trebuie să facem. Un cadru cât ar fi el de general. Prea mult 80%. Facem 60%. Facem 60%. Și, dăm... și mai e un lucru. Știți cum funcționează școlile, cum sunt guvernate? Școlile noastre publice de nivel 5-8 și liceele. Cu acel aranjament introdus, cu mare tam-tam, arată frumos, cu participă cu părinții, cu consiliul școlii, cu aveți idee cum se desfășoară lucrurile în realitate, cine ia decizia, că pe hârtie îl avem.
toată această chestie cu participarea comunității, cu flexibilitate locală. Ăla 20% flexibil, aveți idee cum se folosește? Cred că în realitate. Noi nu știm în geam, domnul Ioniță, asta ne spuneți cum stau lucrurile. Evident, nu funcționează, e și problema. Nu, dar ne spuneți așa, aveți idee. Evident că avem idee. Doar cum funcționează cel 20% de flexibilitate? Nu funcționează, avem o idee. Nu funcționează, sigur, trebuie o altă pentru o temă pentru o altă emisiune. De ce nu funcționează? Și sigur, e vinovată și administrația locală. Da. De administrația ce nu locală funcționează? Te ferească Dumnezeu să se bage în curriculum, da? Primarul. Acum, problema este următoarea. Întrebarea e bună. De ce curriculumul este monopolul ministerului? Pentru că, în general, multe chestiuni sunt monopolul autorităților centrale. Noi nu putem să pretindem să avem un monopol descentralizat câtă vreme sistemul e centralizat. Câtă vreme avem inspectori județeni, da, de învățământ, care sunt numiți de minister, care sunt supuși, mă rog, patimilor politice și așa mai departe. Când vine un guvern, se schimbă imediat. Păi desfințează USR-ul acum. Deci, problema fundamentală este că avem această structură centralizată. Dar să știți că și în țări care sunt, să zicem, nu neapărat sunt federale, da, funcționează o anumită formă în care comunitățile sunt chestionate asupra curriculumului. De exemplu, eu am studiat foarte în profunzime sistemul ăsta de predare a religiei în Marea Britanie. Acolo comunitățile locale sunt întrebate asupra conținutului curriculum. Adică dacă e vorba de o comunitate care este musulmană, da, în majoritate, ea este întrebată prin factori de decizie, prin părinți, prin diferite mecanisme, care ar putea fi conținutul materiei în așa fel încât să fie, cum să spun, elemente și de religie în general, și de creștinism, și de islam, da? Deci este o negociere permanentă, da? Și de aceea, până la urmă, școala, părinții, elevii acceptă curriculum și înțeleg ceva, rămân cu ceva, rămân cu câteva cunoștințe, pentru că acea curriculă reflectă nivelul de dezbatere și nivelul de cunoștințe dintr-o societate. La noi nu reflectă. Da? Deci curricula care există pe toate materiile nu reflectă nivelul de dezbatere și, din societate. Haideți să gândim o chestiune foarte simplă pe care am discutat-o de multe ori. Cum sunt reflectate evenimentele din decembrie 89 în manualele de istorie? Da? Sunt reflectate într-un fel în care, de fapt, nici dacă vrei să te informezi, nu înțelegi mare lucru. Asta este problema fundamentală, că noi ca societate nu avem consens pe anumite teme, dar pretindem ca în educație să fie totul perfect. E imposibil asta. Și ar trebui să venim cu o alternativă viabilă, pentru că în cele câteva mii de școli din România, când ai creat acea libertate mai mare, cineva să poată să producă un conținut mai bun, din care copiii să-și înțeleagă ceva, să-l introducă în clasă și să-l preia. Aici am eu senzația că trebuie foarte mult timp și construi prin pilot. Deci, nefiind nici profesor universitar în sistem, prefer să mă bag cu niște mici experimente în acel 20% de flexibilitate existent, să le pun în brațe niște materiale gata făcute. Practic așa trebuie făcut, da, sigur. Să identifice acei profesori care au atitudinea corectă. Atitudinea e mai importantă decât cunoștințele, ca și în, știu toți recrutorii chestia asta. Și atunci ei iau niște materiale, că până la urmă nu-i rocket science, nu-i medicină, unde lucrurile sunt mult mai dificile și mai tehnice. Sistemul școlar nu e totuși chiar așa imposibil de atins. Dar nu m-aș grăbi să, adică nu m-aș arunca eu personal în marea catedrală a descentralizării românești pe care nimeni nu o vede. Dar, cum arată? Aveam impresia că ești puțin sceptic față de propunerea asta pe care am făcut-o și eu și a preluat-o și USR-ul legată de desfințarea inspectoratelor și inspectoratele sunt politizate ca toate deconcentratele, exact, deci niște subordonate ale ministerului, ele țin acolo niște cadre, cultura instituțională e proastă de ani de zile, de sub comunism, cu inspecții, cu chestii, dar senzația mea că dacă le desfințezi, nu vei reforma învățământul și nu se va întâmpla nimic bun, pentru că nu există cine să tragă de capătul ației celălalt. Știți? E metafora asta în economie. Adică, de la centru împingața. De făcut, da.
Domne, va fi multă, deci se va consuma capital politic și energie 4 ani cu niște chestii de astea, ți va sui toată casa, e ca la reformarea comunelor, știți, când vrei să faci mai puține comune cu și mai mari. Chestia asta îți consumă capitalul pe un ciclu politic, altceva nu mai faci, ți-ai pus pe toți în cap, îți iese și prost că nu te prea pricepe așa, adică instituțional vorbind, așa, și în capăt tot celălalt și enervezi toți profesorii. Reală, da. Îi enervezi și pe aia care ar fi din start de partea ta, că își dau seama că, mă rog, problemele lor de zi cu zi sunt altele. Du-te să-i ajuți. Hai să construim niște piloți, pentru că e spațiu în țara asta cât cuprinde. Hai să le dăm materii în mână. Și eu vă spun că de pe spațiul ăsta, pe civică, pe... sunt foarte mulți profesori care dau din stânga în dreapta, ce-ți facă copiii, mai ies cu ei, mai duc la un muzeu, ce au și ei în localitățile unde sunt, deci încearcă să facă niște chestii altfel. Dar nu e foarte ușor, pentru că vă spun, sistemul nu-i susține, nu suntem Finlanda, nu suntem Estonia, unde să ai cum să spun, supervizori inteligenți, tu ca profesor, care să te ajute, la care să ceri un sfat, care să spună la dispoziție rus. În primul rând, n-au resurse. Deci, s-au împiedicat în prima secundă când se pune problema să cheltui 50 de lei, să te duci undeva cu copiii, pe care trebuie să-i strângi de la părinți. Și, pe urmă, unul te filmează, unul răuvoitor cu mobilul în clasă și te apare a doua zi pe toate televiziunile naționale că ai strâns bani și, uite, corupția în școli cu plăți informale. Sunt cazuri care să... Da, știți, manipularea apare. Nu le dați idei ce-o de la USR. Dacă tot vorbim de asta, da. Nu, păi ei vor să deștiințeze inspectoratele. Nu, la ei am văzut în program asta chestia asta. Cu filmatul, da. Asta fac copiii singuri și părinții. Că să dă-ne cât un smucit. Nu, sunt părinți ăștia hiperactive în fiecare clasă. Eu cred că trebuie să păsăm o justă măsură. Adică sigur că trebuie reformate aceste inspectorate. Tot la inspectora reclamă. Tot ce au de reclamat. Eu nu l-aș desfința. Cred eu că ele trebuie să... Trebuie stabilit o regulă clară. De exemplu, cine se ocupă de politizate, clar. Administrative, nu. Cine se ocupă de activitățile administrative rămâne la inspectorat, cine vrea să predea școală, predea școală, da? Deci aici inspectorat trebuie să, de fapt, sunt o sursă de venit suplimentar pentru cei care predau în școli. Asta este. Sunt un fel de protopop, așa. Profesor deci, protopop care îi păstoresc pe și trebuie un, cum să spun, un număr mai mic de persoane care se ocupe efectiv de activitățile administrative. Sigur că se consumă foarte mult timp în hârtii, în tot felul de inspecții, în tot felul de activități absolut inutile. Deci munca asta trebuie raționalizată cumva. Adică, sigur că orice stat se bazează pe birocrație, pe hârtii, dar sunt prea multe hârtii în România. Asta este problema fundamentală. N-aș merge, cum să spun, haideți să imaginăm cum ar funcționa o țară dacă n-am avea nimic. Da, am avea un guvern de ăsta minimal și am avea niște școli și niște spitale care s-au autogestionat. Nici măcar n-am aflat despre ce tragedii s-ar întâmpla în școlile respective. Dacă ne-ai lăsat perplex acum, numai, nici Sorin Ioniță nu mai are nimic de replicat la asta. Nu, se fac adevărat. Problema de concentratorul, care nu mai inspectorul școlare, și celelalte, deci acele ramuri ale ministerilor la nivel de județ, e cunoscută, sigur, sunt super politizate, schimbă guvernul, își pun oamenilor, deși ei sunt funcționari publici și n-ar trebui să întâmple asta. Deci ar trebui să dea concurs, dar au toate aceste sisteme de interim. Știi, îl pune pe unul provizoriu, interimat, ca să poată să-l dea, îl ține în hățuri cu chestia asta, cu interimatul, că ți-l revocă oricând. Și asta e problema inspectoratelor, dacă nu faci concurs. Dar e problema în toate, și la șefii de poliție județeană, și la... Așa se guvernează România, cu hățul. De la centru prinde concentrate. Întrebarea e, cum să spun, cum să le reformeze să-și facă treaba adevărată, care este să creeze un cadru pentru educație și să se asigure în teritoriu că fiecare copil, și mai din medii proaste, și undeva într-un ghetou și într-un sat izolat, primește aceeași calitate a educației ca unul din centrul Bucureștiului. Asta e rostul sistemului public în România. Asta e scris în lege. Acces și calitate cât de cât, adică să vină profesorul la școală, să facă ce trebuie, să urmărească niște ținuturi oarecare, pentru că, știți... Să dau un exemplu concret. Pe manualul ăsta de educație civică spune că e proprietatea Ministerului Educației și că se distribuie gratuit. Pe coperta exterioară scrie că, bă, rog, costă 2 lei și 13 bani. Eu l-am achiziționat cu 14 lei și am întrebat, zic, dar de ce e prețul ăsta de 2 lei? Că nu, evident, lumea e... Zice, a, păi, da, e mai vechi, e decât era într-adevăr 2 lei, acum e mai mult. Deci, deși prețul este reglat de stat, da, la manualele astea, la orice manual, da, de fapt, nu, eu ficțiune, n-are cum să fie, ficțiune, ficțiune, da? Și așa e construit întregul sistem, pe mai multe ficțiuni. Cred că o să luăm o scurtă pauză publicitară înainte de ultima parte a discuției noastre.
Metope. Guerilla Radio Session. Luni de la 5 seara, în direct din studiourile Radio Guerilla, cu... Transmisie video live pe pagina de Facebook Radio Guerilla, facebook.com/radio.guerilla. Cu doi de R și doi de L. Guerilla Radio Session. Maestru de ceremonii, Bogdan Șerban. Universul entero, escucha! The Monogex lansează noul lor album de studio, Gloria, printr-un concert eveniment la Arenele Romane. Pe 8 februarie, în cortul încălzit de la Arenele Romane, scriem istoria alături de The Monogex. Invitați speciali Byron și Rocabella. Biletele se găsesc în rețeaua Ia Bilet și pe iabilet.ro. Cântat de Radio Guerilla. Pentru fericirea dumneavoastră, zâmbi zilnic la fructe și la glume. Am întors în studio emisiunea Metope împreună cu invitații mei Sorin Ioniță și Radu Card. Vorbim despre educație civică, cultură politică și în scurta pauză publicitară ne-am dat seama că mai sunt și alte teme importante legate de această temă, de exemplu cultura politică a politicienilor. Da, mă rog, cum e Turcui și Pistolul, adică politicienii reprezintă societatea. Sunt reprezentativi în democrație și tot așa glumind ne întrebam noi cine ne ascultă oare la ora asta, da, între 2 și 4, și spunea Radu că probabil sunt elevii care chiulesc. Și cei prinși în trafic. Și adică elevii care chiulesc, dar care sunt pasionați de educație civică alternativă. Alternativă, da. Cum e Radio Guerilla. Cum e Radio Guerilla, da. Legat de cultura politică a politicienilor, cred că toți avem experiențe interesante. Radu Carp, nu doar ca profesor, ci și ca om care a frecventat lumea politică, Sorin Ioniță de asemenea. Mai puțin cu frecventarea. Mai puțin cu frecventarea, mai mult cu ce? Cu observatul după margine și datul cu zacherlină din tribună. Da. Acum, avem o pretenție absurdă, da? Să avem o clasă politică, cum să spun, mai educată decât media din România, nu? Păi cine care îi avem ne reprezintă, da? Nu sunt nici proști făcuți grămadă, nu sunt nici niște genii. Unii sunt totuși proști făcuți grămadă. Da, avem exemple și în societate, deci nu sunt nereprezentativi. Ba da, sunt foarte reprezentativi. Eu cred că n-a trebuit să ne facem iluzii, asta e problema. Deci, sigur că, eu mi-am pus o întrebare simplă în auzire, am întrebat, cum a ajuns Sebastian Kurz la 31 de ani prim-ministru, da? Fără facultate. Știți că el nu a terminat facultatea. Nu are studii universitare. A început. Nici Salvini n-a terminat. Nici Salvini, mă rog, spus pe ce nu vezi care n-au terminat facultatea. Și răspunsul a fost simplu. A spus așa, dom'le, în Viena sunt atâtea posibilități de socializare la nivelul partidelor politice, în așa fel încât dacă intri într-un partid politic, este imposibil să nu-ți faci o agendă politică. Cu alte cuvinte, un adolescent care, cum a intrat el la 16 ani, că la 16 ani a intrat în politică, a fost acaparat, a fost, energia lui a fost suptă de mediul politic, respectiv partidele fiind descentralizate, având sedii în diverse cartiere, au avut acțiuni atât de multe, încât el practic n-a mai avut nevoie de școală. Uite aici o chestiune interesantă. În anumite țări, că nu e peste tot așa, în anumite țări partidele își asumă un rol de educație. În spațiul german e foarte prezentă această idee. De aceea avem și în Germania toate acele fundații ale partidelor politice. Și l-a sumat bine încât ajung și la noi cu partea de educație a politicienilor. Adică deci la noi educația se face prin fundațiile germane. Adenauer, Friedrich Stiftung, Hans Seidel. Da, deci în cazul lui Kurz, partidul așa a fost școală, dar în sensul bun.
În sensul bun, la noi niciodată partidul, că a fost Partidul Comunist sau partidele post-89, n-au fost școală pentru cineva. Din contră, au fost, cum să spun, modalitate de a uita conținutul educațional. Dar, în schimb, pentru Cuța a fost foarte simplu ca, să spun, la un moment dat, n-am nevoie de facultate. Și foarte interesant, societatea nu i-a cerut lucrul ăsta. I-a cerut să fie un bun manager, un bun, prim-ministru, un bun politician și nu există discuții că ar trebui să facă facultatea. E bine, la noi, politicienii au făcut aceste studii universitare dintr-un fel de frustrare. De complex. Da, un complex că a trebuit să aibă un titlu care să-i recomande în societate. Am participat, de exemplu, mai de mult la o campanie electorală, nu spun în ce județ, unde am văzut cărți de vizită a unor candidați care scriau doctorant. Asta nu e o calitate. E comic, da, da, e dreptul comic, doctorant. Asta nu te recomandă, înseamnă că tu nu ți-ai încheiat ciclul educațional. Că n-ai terminat doctoratul, da. Și dacă ești doctorant, de ce mai candidezi la ceva? Adică ar trebui să te ocupi de teză. Exact, ar trebui să te ocupi de teză, da. Stai în bibliotecă, da. Nu... E la noi, la noi însă, vorbe. E o goană după titluri pentru a umple un dar ăsta nu e titlu. Asta e că nu doctorant e titlu, nu e titlu. Vă arăt, le-am păstrat. S-au mai liniștit un pic de când cu Emilia Șercan. S-au mai domolit un pic așa. Nu e adevărat. Nu. Acum simțiți că e presiunea e tot acolo. Nu. Foarte multă România vrea să facă doctoratul pentru că asta aduce un anumit spor, da, așa, o anumită recunoaștere, deci există o presiune foarte mare. Numai în sistemul mare, public, la privat nu-ți dă nimeni sporul ăla, că nu ești obligat. Da, dar ținând cont de faptul că cât da, lucrează în sistemul, da, public, presiunea așa e foarte da, mare, presiunea e pe măsură, da? Deci, cum să spun, la noi există această frustrare a unor, nu spune neapărat a politicienilor, ci a celor care vor să ocupe funcții de top, să zicem, în instituțiile publice, da? Că nu ar avea nivelul de cunoștințe, nivelul de calificare deosebit. Și e foarte interesant că apar tot felul de substitute de educație care la rândul lor conferă niște diplome, niște hârtii fără niciun fel de valoare, dar care sunt suficiente pentru respectivele persoane, îi legitimează în cercul lor de prieteni, da, în partidul lor politic și așa mai departe, da. Aveam foarte mulți pseudocursanți la Institutul Diplomatic, oameni care veneau pentru patalamaua de la Institutul Diplomatic, dar care nu veneau la cursuri. Da. Și în general erau politicieni, da, care nu erau înscriși, nu știu, Firea, de exemplu, venea și ea, adică era și ea înscrisă la Institutul și Diplomatic, n-am făcut văzut-o niciodată. Tot felul de outlet-uri de astea, cum era colegiul de apărare, aia, deci s-au făcut foarte multe, tocmai ca ei să socializeze într-un fel mai obscur, așa, nedâmp pe acolo, ca să-și iau diplomă și aia era trambulină în carieră, nu că acoperea dar un legat conținut. De rolul educativ al partidelor în anumite țări, că, repet, nu toate țările occidentale ai această idee atât de puternică afirmată, dar spațiul german în orice caz e foarte prezentă. Ori, la ei este legată finanțarea publică a partidelor de acest rol educativ. Noi avem finanțare publică a partidelor, dar nu pare... și a fundațiilor partidelor care pot oferi aceste activități educaționale. Ba da, sunt finanțate. Nu, de la stat nu. Există o finanțare pentru partide, dar nu și pentru fundațiile astea. Nu pentru fundații, dar o dau germanii pentru fundații și tot nu fac. În Germania este un alt sistem. Nu, dau la noi. La partidele românești ceva, le dau bani, le finanțează activități ceva, dar noi, educative. Noi nu încurajăm cercetare. Partidele să aibă genul ăsta de activitate. Noi le dăm bani pentru că trebuie să le dăm bani. În sensul că dacă le dăm bani, spunem că nu mai este corupție. Da? Deci cam asta e ideea. Dar nimeni nu poate să explice dacă întrebi nici la autoritatea electorală, dacă întrebi un expert, dar de ce? Există elemente concrete? S-a eliminat corupția? S-a restrâns urma finanțării? Este excesivă? Nimeni nu poate să refere. Probabil, da, într-o anumită măsură. E de, da. Da, suntem la presupune. Nu știm, presupunem, da? Deci, problema este că partidele nu sunt încurajate să facă tipul ăsta de educație, lipsește legislația, că și în Germania, de fapt, este vorba de, cum să spun, redirecționarea unor surse de la bugetul statului, da? Deci toate fundațiile astea, de fapt, beneficiază de o parte din finanțarea care le revine partidelor politice, da? Deci, genul ăsta de activitate încă nu ne-am obișnuit. Mi-aduc aminte, în 2004, cel care era atunci ambasador la Strasburg era absolut convins că există o singură fundație politică în România, cea a PSD. Pentru că PSD era la putere, el era trimis acolo de guvernul Năstase și am avut o discuție cu el și spune, da, dar există un singur institut în România, o singură fundație. Adică Șincai. E Institutul Șincai.
când am început discuția asta, domnule, dar să zic că sunt mai vechi institutul de studii liberale, da. Da, mă rog, nu știa. Efectiv, e din 98, da. Da, deci cum să spun, vă dați seama, la nivelul ăsta era lipsa asta de cunoaștere. Atunci ce să mai pretindem la cei care sunt profesori, cei care sunt studenți, tineri care ar fi interesați de politică și mai departe. Deci nu am făcut suficient în direcția asta, pentru că noi considerăm că partidele sunt ceva, cum să spun, ceva malefic, da? Sau în orice caz ceva în care nu trebuie, dacă, în momentul în care te-ai integrat, e ceva suspect acolo, da? Și atunci nu le oferim, ca societate vorbesc, acest rol educațional. Nu le conferim această putere, pe când alte țări, sigur, nu în toate, da? Deci, exemplu german, exemplu austriac, sunt oarecum izolate, dar începe modelul ăsta să fie practicat și în Franța și în mai multe țări. Și aici cred că ar trebui să mergem și în această direcție. Bun, până la împinge să educe ei pe cineva, eu le-aș cere mai curând să fie centre de expertiză, măcar să pregătească niște politici, două, trei într-un ciclu, partidul sau Institutul Șincai sau celălalt, la celelalte partide, unde nemții chiar le-au dat bani, deci acolo nu ajunge subvenția asta de la buget, care e pentru campanie, dar acolo au cărat atâția ani la rând. Arătați-mi și mie ce politician tânăr au crescut ei la Șincai sau alelalte, la celelalte partide, să nu fim, sau ce politică au pregătit astfel încât când au ajuns la guvernare, iată, raportul, simulările fiscale, implementăm chestii. De unde? Totul se face în afara partidelor. Deciziile s-au luat totdeauna în afara partidelor, în special la PSD. Au venit din altă parte. Dar o să fiu un pic dizident față de dumneavoastră, pentru că pornind de la exemplul ăsta foarte bun, Sebastian Kurz, actualul cancelar al Austriei, și l-aș pune în oglindă cu Boris Johnson, primul ministru al Marii Britanii, studii excelente la Oxford, de clasice, apropo, da? Ce vreau să spun cu asta? Iar ăla e un bufon aiuritor, iar ăsta performează pe niște cadre destul de previzibile. La nivelul ăsta al politii, politicienii la vârf reprezintă foarte puțin ca procent în totalul populației. Deci cred că după educație, aici intervin caracterul, personal, factori ca să îi dea traiectorie unui politician. În România, eu fiind mai liberal instituționalist, să zic așa, mi se pare că mai puțin contează cultura politică a politicienilor. Sigur, ea e jos. Dar față de cât e de jos, România performează destul de bine din punctul ăsta de vedere, pentru că există un set de instituții constrângătoare, mare parte venite de la UE și ei joacă în cadrele astea. Deci nu le-au modelat ei, din fericire. Mai curând aș fi îngrijorat, dacă mă uit la educația lor, individ cu individ, nivelul științific pe care l-au. Deci ce înțeleg ei dintr-un simplu argument științific sau dintr-o adunare de aritmetică mai curând decât. Cultura politică cred că și-a însușit-o destul de bine și doamna Viorica Dăncilă atât cât îi trebuie în interiorul partidului. Deci micile șmecherii, bătălii interne, că doctrina se discută că bine la televizor. Mai greu e când dacă intri într-o chestie de știință basic cu un politician român, că se încurcă cu H2O și cu, știți, sunt chestii celebre. Și asta aici ar fi problema, pentru că, da, și asta. Noroc că avem instituțiile pe care le avem, noroc că ei merg așa pe niște șine oarecum predeterminate, nu e o garanție că nu deraiezi. Era să deraiem și de curând. Adică te poți duce în bălării, nu e o garanție. Dar în vremuri normale putem funcționa și cu indivizi mediocri, asta vreau să spun, atâta vreme cât ai un cadru bun de instituții democratice, liberale, da, pentru că e o europene, temă de actualitate totuși. Suntem ancorați, nu ne poți zbălțui așa mult. A ieșit Marea Britanie din europeană, da. Nu, l-a evocat mai devreme pe Boris Asta Johnson. Asta a fost o lebădă neagră, Brexit-ul. Un eveniment extraordinar. Bun, Boris Johnson, nu știu, poate fi redus doar la un bufon? Nu, totuși, a fost și primar, a fost și ministru. Așa și-a construit cariera de ziarist și de politician până acum. Dacă de aici încolo va hotărâ să fie altceva, viitorul da, lui. Eu nu știu, e sigur că el folosește foarte mult. Ca ziarist a fost un tip complet neserios. Dar nu e un bufon, adică este un bufon. Este nu știu, un personaj, nu știu, populist. Exact asta este. Nu, Boris Johnson este altceva. A proiectat culoare. E importantă culoarea. Sigur că da. El am zis că e nelegitim. E legitim. Strategia bufonului. Pentru a acapara putere și pentru a se păsa la putere, da? El este foarte atent. Sigur, are circunstanțe în care nu e atent, da? De foarte atent la consecințele gesturilor pe care le face, da? Și la
cuvintele pe care... Mi se pare... Deci, să vă dau două exemple, da? Bufonii stăpânesc bine publicul. Au știința sălii. Nu, uitați, de exemplu... Dar înseamnă, Sorinionisă, că dai un sens pozitiv termenului de bufon. Păi asta e stilul lui politic, dar nu știu de ce... El a avut o conferință de presă cu doamna Merkel, care i-a spus așa, avem nevoie de 30 de zile... Dar e de bine să fii bufon? Cred că nu, pentru că e unul din cei care au contribuit la Brexit. El e unul din cei care au dus la Brexit. În politică ai nevoie și o anumită doză de retorică pentru a te face înțeles, pentru a căpăta public. Deci o ușoară doză de histrionism. De histrionism e necesară în politică, că altfel am avea de a face doar indivizi gen Dacian Cioloș, da? Tehnocratul profet. Sau da? Claus Iohannis. Da, sau, mă rog. Stolojan, da, cred că mai sau domnul da. Stolojan. Bun. Deci, și oameni știu. Care nu sunt votați, deci oamenii care sunt ca să voteze. Direcția în care a dus țara este foarte s-a și... S-a băiat că la români merg picoșii, nu știu. Nu, acum n-a spune că Brexit. Domne, a mințit. Era corespondentul Times, mințea, inventa știri în articole ca să denigreze Uniunea Europeană. Ce s-o mai dăm cotită? Al minter cu cultură clasică, că cu studii la Oxford, că stilul era foarte bun, retorica bună, dar o folosea ca să mintă, eu să manipuleze, aminte, să-și construiesc o carieră. O scenă, eu mi-aduc aminte de o scenă care el a făcut-o la Berlin, de exemplu, anul trecut, când doamna Merkel a spus, zice, avem nevoie de un plan de 30 de zile, un plan concret pentru Brexit, și Boris Johnson, cu surprinderea tuturor, a spus, zice, wir schaffen das. Da, expresia cerebră germană, da, că folosește doamna Merkel. Și a spus-o refugia. În germană. În germană a spus-o, da? Deci pentru asta îți trebuie o doză de inteligență, da? Dom'le, terminat Oxfordul, domne. Pentru, o spui pentru publicul tău. După care a fost la Paris și a pus piciorul pe masă, da? Deci să vadă cine este până. A făcut-o deliberat. El își calculează gesturile. Nu este un tip care să facă ceva, cum să spun, să fie spontan. Dimpotrivă. El calculează, studiază provocările, da. Pentru a-și păstra publicul. Dar cred că Sorinionisă e de acord cu asta. Pe ușa e deschisă, sigur, asta spun și eu. E un bufon care și-a studiat publicul. Facem o scurtă pauză publicitară și... nu facem. Slavă Domnului! Nu la fără 25, trebuia făcută. Bun, perfect, am scăpat de pauza publicitară și putem vorbi în continuare de bufoni. Deci, în fine, e o calitate. Nu, hai să revenim în serios, pentru că discuția noastră care era importanța culturii politice la nivelul unor politicieni la vârf. Exemplul meu era, nu vreau să mă întind foarte mult, că putem judeca diferit și oamenii au opinii politice diferite. Cazul Boris Johnson. Vreau să arăt cu un individ beton de cultură, clasică, retorică, tot ce a studiat el la Oxford, clasice, că din direcția asta vine, nu e că n-ar ști, știe toată cultura europeană, citește toată presa care trebuie, a ales să facă niște lucruri într-un anume fel. Dacă un asemenea om ar ajunge la putere în România, ne-ar scoate complet de pe traiectorie. Asta e ce spun. Pentru că el a sacrificat țara pentru cariera lui personală. Oameni de genul ăsta... O ieșire a României din Uniunea Europeană nu e comparabilă cu Marea Britanie, pentru că nu, ar fi Marea mult mai dezastroasă. Ar fi mult mai dezastroasă. România sigur că da, văzut. Sigur că da. Ce vreau să spun e că ai noștri mediocri, cum sunt în termeni de educație și de civilizație politică, încă nu s-a ajuns acolo, deși încercări au fost. Adică am ratat la mustață efectul Vadim, așa, mai nou încerca Dragnea niște chestii, dar cu mult mai puțin talent decât Vadim și Boris Johnson. Dar Vadim n-a fost cu adevărat un risc. În 2000 real. Ne-am temut un pic. Trebuie să spun, nu m-am temut nicio clipă. A fost înaintea timpului său. Dacă ar fi fost astăzi pe trendul de astăzi din Europa și dacă ar fi fost contemporan cu acești băieți din zona noastră, cred că ar fi fost un pic mai grave lucrurile. El, mă rog, a avut ghinionul să trăiască într-o vreme când nu se purta, ce spunea el. Tare mi-e teamă caz ar fi avut o tracțiune mult mai mare. Și el, în sensul românesc al înțelesului, era mai cool decât media, așa cum era el. Știți, un debit de factoizi, fără niciun fel de lucru care să le lege și fără niciun fel de temei. Dar la 90% din populație trecea un tip foarte cult, un intelectual umanist, nu? Da, bun, asta e și percepția publicului. Absolut. Da, că era un tip care avea cultură. Deci toată lumea spune așa, și domne, nu contează ce a făcut, dar era foarte deștept și foarte cultivat. Da? Și uităm tot ce s-a întâmplat pentru că era foarte... Nu. Vadim a fost un produs tipic al anilor 90, a fost Meciar în Slovacia, Vadim în România, ce a fost niște un produs al anilor 80. Dar au moștenit, au făcut translația asta între comunismul foarte, mă rog, varianta asta ceaușistă și naționalism. Deci i-au făcut tranziția între pe astea. Deci acum Vadim n-ar avea absolut deloc succes. Deci cu toată revista lui și mai departe, nu ar putea să construiască. Ar merge pe
A fost, repet, omul epocii post 90, cum a fost epoca tulbure, la fel era și el de tulbure. Mamă, ce ar fi zis el cu imigranții acum? A pierdut-o pe asta cu imigranții în Europa, n-a mai apucat-o. Cu imigranții sirieni, oleu, era să reorienta bine pe chestia asta. Bun, pe de altă parte, mă rog, eu cred că se ducea în secuime, îi lua pe secuim în brațe și... A fi fost interesant asta. Să eu cred că asta făcea. Țineți minte că minoritar avea colegi de-ai mei din facultate care erau tătari, erau turci. La el, da, le nu, îi lua pe secuie acasă la el. Deci că unii și brații. Poate și pe unii și brații. Le dădeai de citit ceva despre viața lui Napoleon. Că ne îndreptăm spre finalul emisiunii, pusese mai devreme o întrebare pe care am abandonat-o, n-am revenit asupra ei, că au fost alte teme foarte importante, dar pe final de emisiune cred că ar fi amuzant să revenim la ea, despre filme politice care v-au plăcut în ultimii ani, care vehiculează și ele o formă de cultură politică. Mie mi-a plăcut Cernobâl, serialul ăsta recent, da. Deși, știi, discuții, trebuie să și citești după aia să vezi ce era real în film, el s-a depărtat un pic de la realitate, dar ca să... s-a depărtat? Destul de mult în anumite detalii și s-a scris destul de în extens, gazete de-astea serioase care scriu, de exemplu, The Atlantic a scris o analiză foarte bună. Ah, interesant. Da. Să-mi dai referința, chiar mă interesează. În fine, dar rămâne impactul emoțional și prin impact, prin cârligul emoțional te duci și citești și vezi și este o bună ocazie de a reflecta asupra perioadei târzii a sovietismului, anilor 80, cum mergeau lucrurile, de ce mergeau, cum mergeau. Poți rămâne la un nivel mai superficial de berărie, discuți și tot e bine, dar te poți duce foarte mult în adânc, dacă vrei, să vezi cum era aranjat sistemul și de ce se produceau aceste catastrofe periodice, că ele se produceau în sistem, nu toate nucleare, dar se produceau și știți, era acea glumă sovietică celebră că Uniunea Sovietică e plină de eroi ai Uniunii Sovietice, de care n-ar fi avut nimeni nevoie dacă n-ar fi fost și atâția idioți ai Uniunii Sovietice. Eu aș da, da, și exact da, ce se întâmplă. Da, trei exemple. Trei, ia să vedem. Cernobâl, desigur, da, asta, absolut de acord, da. Mai este un film norvegian, un serial, Occupied, da? Deci o distopie în care, mă rog, Rusia invadează Norvegia, foarte interesant, da? Cum se, cu problemele cu gazul, cu... Dar e transpus foarte bine. Dar e o distopie, adică este o istorie contrafactuală. Da. De genul The Man in the High Castle. Avem ce avem cu Rusia, deci în zona asta. Nu, putea să fie vorba de China, nu, n-a importanță. Dar e foarte bine făcut. E foarte bine, nu, că acolo când te invadează îți dau și virusul, da? Ca să știi de unde vine. Citeam undeva că acum un chinez care tușește e perceput ca mai periculos decât un islamist cu bomba în mână. Decât un iugur. Nu, nu spuneam ce ar asigura succesul moțiunii în Parlament. Da, asta e bună. Asta e ideea lui Orban. Așa, bun. Deci asta mi s-a părut foarte bine făcut și vă spun sincer, serialul ăsta despre regina care a fost pe Netflix, asta The Queen, mie mi-a arătat o fațetă foarte interesantă a raportului de putere între suveran și guvern, niște lucruri pe care, vă trebuie să zice, nici eu nu le știam sau nu le percepeam în felul în care le percepe filmul. Deci sunt filme care îți oferă un anumit tip de educație politică, dar nu te constrâng, da? Deci le privești de plăcere, da? Și încep să înțelegi de fapt cum funcționează mecanismele de putere, da? Repet, fără să fii deranjat de ceva care ar fi în plus, de viziunea regizorală, nimic de genul ăsta. Ar mai fi unul tot așa pe român, probabil că mulți l-au văzut și nu e chiar acum, e de 2, 3, 4 ani, nu mai știu, Fauda se cheamă, e un film israelian, da, sunt două sezoane. Este o poveste foarte bine spusă despre, mă rog, lupta între servicii secrete și modul cum israelienii și palestinienii interacționează acolo, dar e foarte bine coborâtă la scară umană, mi se pare mie. E un film complex, nu e deloc pedagogic, nu e didactic, noi nu știu dacă am fi în stare să facem un asemenea film. Israelienii pot să facă, o industrie foarte puternică a filmului și a scrierii de scenarii. Dar e un film cu spioni. E un film nu atât cu spioni, cât cu servicii de securitate locale, să zic. Se întâmplă lucruri acolo e un și... E un serial extraordinar, The Americans.
despre ilegalii sovietici din Statele Unite. Acea familie sub acoperire e mai KGB-ului. Mult decât un film cu spioni. Este și un film despre relațiile în interiorul unei familii, despre cele două generații, cum exact. Fiica ar vrea să devină și ea agent KGB și până la urmă renunță. Da, în sensul ăsta e foarte atipic și chiar merită văzut, pentru că are multe niveluri. Deci nu e un film clișeu cu spioni. E ceva... Sunt episoade bine, și ca orice serial, care merge prea mult și mai face și un sezon și încă un sezon, să duce în bălării, să face științific o fantastic pe episodul 6. Trebuie să vă spun că eu am o pasiune pentru filmele cu gangsteri și e un serial recent. Nu, ăla știe toată lumea, e vechi și nu e politică în el. În schimb, e unul recent acum, foarte bun, The Godfather of Harlem, despre o figură importantă a mafiei new-yorkeze, Bumpy Johnson. E un personaj real și e povestea lui, dar apar în film figuri politice importante. Malcolm X, toată mișcarea din jurul radicali lui Malcolm X, da? E foarte, foarte interesant și disputele în interiorul comunității de culoare din Statele Unite între moderați și radicali. Un film foarte interesant din punct de vedere politic, da? Pe lângă, evident, intriga mafiot, polițist, da? toate ingredientele unui film cu gangster, dar are și o componentă politică, istorică, remarcabilă. Da, noi la facultate, să știți că folosim asta, adică avem cursul în care proiectăm pur și simplu filme pentru studenți și încurajăm genul ăsta de lectură, pentru că la orice vârstă, cred eu, că acest conținut e mult mai, cum să spun, se penetrează mult mai ușor, înțelegi mult mai bine. Bun, pe de altă parte sunt filme care au marcat ultimii ani, care sunt tot parțial veridice, dar au și o latură foarte trasă de păr, cum este House of Cards, da? Care pornește de la un roman remarcabil, dar fiind serial, se mai termină, da? Și de la sezonul 3 începe să fie cam Eu mă duiesc că nu l-am văzut, dar am auzit atâtea despre el, încât nici mai trebuie să-l mai văd. Păi merită văzut, chiar dacă am auzit multe, dar cred că primele sezoane și după aia te cam plictisești, da, cam, și tras de păr. Nu, se duce așa în războiul stelelor, absolut, complet, cu niște chestii aiurea. Dacă trebuie mereu mai tare, știi, e ca un... E ca drogul. Ca drogul, de exact, sau cu mâncarea pipărată, și mai pipărat, și mai pipărat, da, și totuși devine... Aceste rețele, noi care intraseră HBO, când a început să vedem Netflix, nu știu, urma să fie mai bune decât cinemaurile, dar așa, asta a fost marea revoluție atunci cu Sopranos în anii 90, iată, televiziuni care fac filme mai sus plasate. Sopranos care până la sfârșit e excelent. Da. Dar după aia, uite, trebuie să scadă și nivelul, că ăsta e publicul, face o chestie... N-am înțeles sfârșitul la Sopranos. Ce nici mi-l mai amintesc acum, dar nu contează. E pur și simplu ecranul negru. Este o... Ce înseamnă? A murit Soprano? O suită de viniete sociale, culturale. Da. Înțeleg că a fost o întreagă echipă de PhD acolo în spate, scris scenarii, antropologi, culturali, să înțelegi dinamica dintr-o societate. Și psihanaliști, să nu uităm. Enorm se investește în chestiile astea, dar uite, a investit enorm, face un sezon, are un mare succes și, pe urmă, presiunea e fantastică să mai facă încă unul și încă unul ca să scoată banii. Și atunci scade calitatea. Da, un film politic extraordinar este Babilon Berlin, da, despre comuniști, naziști în anii foarte 20. Ăla chiar e remarcabil ca film politic. Și e de o perioadă care nu prea e studiată. Adică perioada asta înainte de nazism, Republica de la Weimar. Și colaborarea secretă între unități militare germane, dar neoficiale, neîncadrate în armata acceptată de tratatul de la Versailles și Uniunea Sovietică. De fapt, de aici pornește întregul sezon. Adevărul istoric. De la aducerea unui, mă rog, unor gaze interzise, da, unor arme chimice interzise pentru aceste unități paramilitare germane. Și mai sunt și luptele dintre troțkiști și staliniști, adică toată dimensiunea asta politică. Tot un film a Republicii german, de la Weimar. Foarte interesant, se cheamă 1983, care mă rog, a continuat cu 1986, așa se cheamă, și urmează partea 1989. Asta despre ce?
este despre, mă rog, un tip care este spion infiltrat de Stasi în Republica Federală. În anturajul lui Willy Brandt. Da, în fine, devine pacifist, așa, ca să provoace anumite o destabilizare a regimului de la Bonn. În fine, e foarte interesant. Arată și despre Carlo Chacalu, ce s-a întâmplat cu atentatele lui. E foarte, cum să spun, e o imagine vie a perioadei comuniste din, din fosta RDG și pentru publicul german este extrem de instructiv, extrem de educativ. Și mă gândeam, am făcut noi vreun film despre perioada respectivă, despre perioada comunistă care să fie atractiv pentru tineri, da? Deci un film de acțiune, dar care să reflecte și adevărul istoric. Carlo Chacalu a venit și pe România. Sunt filme de artă ce s-au făcut la noi și pe sistemul ăsta de freelancing, că așa e situația la noi. Nu poți să ai mari echipe și nu ai atâția bani să faci superproducție ca Babylon Berlin. Acolo s-au băgat bani cu căruța în acele decoruri și super grafică și reconstruirea istorică unei perioade. În timp ce vorbim, mă gândesc la un singur lucru. Vizual s-a pus episodul 5 din sezonul 3, că a început zilele. Vizual e un festival. Trebuie să ne dea ăștia bani că le-am făcut reclamă cât să cât cuprinde la vreo trei rețele. Cred că putem discuta la nesfârșit despre filme și am putea continua ore întregi. Dar voiam să terminăm pe așa pe o notă mai amuzantă. Uite, mi-am și notat câteva recomandări de Occupied, nu știam nimica, o să mă uit, promit, m-ai făcut curios. Nu sunt multe episoade, sunt câteva, dar... Nu e stil Sopranos sau... Nu, sau The American. Sunt trei episoade foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea Metope și vă dau tuturor întâlnire pe o săptămână, tot așa, marți de la 2 la 4. Metope. Balanța lui Lucian Pintilie se întoarce pe marile ecrane într-o versiune restaurată. Ascultă, tu ai ceva special de făcut azi? Nu, de ce? Vii cu mine.